Mulțumim, Silvia. La mulți ani trăiască. Ce-i asta? Mulți ani. Este o sticlă de sect de vin spumos. Urmează să prepar un sos pentru creme și tu imperial. Un sos de șampanie. Da, nu mai bine bem șampanie și no, decât no, din la sos? Nu, no. Nu. Ce, e absolut senzațional ce ai pregătit, ce ai pus pe masă. Cât de simplu, în primul rând... Foile le-ai cumpărat, în prim, da? Sigur că da. Este mult prea multă muncă pentru a prepara acasă niște... pentru a prepara un foietaj, așa că alegem varianta cea mai ușoară. Crema însă trebuie să o preparăm acasă, pentru că în asta constă deliciul prăjiturii. Și anume, preparăm o singură cremă, o cremă patisser se numește, o cremă de vanilie, foarte densă, cu care o să umplem acest cremșnit, așa. Dar din crema de vanilie, jumătate o punem deoparte, preparăm un sirop cu cacao și cu multă ciocolată, pentru că urmează să colorăm și să dăm... practic, o altă destinație cremei de vanilie va deveni o cremă de ciocolată delicioasă. Așa. La baza cremșnitului, pentru că acesta are întotdeauna trei foi, la bază va fi o cremă de ciocolată delicioasă, parfumată cu rom. Eventual putem să adăugăm în cremă și niște bucățele de ciocolată pentru a fi mai interesant pe măsură ce savurăm să întâlnim aceste bucățele. Așa. După aceea urmează un strat cu o foaie de cremșnit, adică o această foaie de, din foietaj. Urmează crema de vanilie, foarte lejeră, foarte parfumată, pe care am să o marmorez cu zmeură. Am ales zmeură congelată, este delicioasă, se poate prelucra foarte bine și în același timp este foarte parfumată. Cu aceasta am să marmorez crema, mai așez un strat din foietaj, pudrez totul cu zahăr, presar un pic de scorțișoară eventual, decorez fiecare porție cu o zmeură care va zâmbi de pe fiecare prăjitură, aha, iar apoi am să o răsfăț cu un sos de șampanie. Cum pe faci? Care cum am să-l prepar tot din acea cremă de vanilie, adică? Am să iau o parte din crema de vanilie, așa. Pentru că, așa cum am spus la început, este mai densă. Practic, sosul îl prepar în momentul când vreau să servesc această prăjitură, pentru că trebuie să fie ușor acidulat, aroma șampaniei sau a vinului spumos trebuie să se păstreze foarte bine și foarte simplu, cu ajutorul unui mixer, amestecăm niște șampanie în crema de vanilie să devină mai fluid, să aibă consistența unui sos, da? După care o turnăm peste prăjitură, astfel încât zmeurica de care v-am povestit să zâmbească de plăcere când o savură. Fiecare etapă vreau să fie explicată și să ne strige atunci când treci la urmă următoarea etapă, ca să ne dăm seama dacă lucrurile sunt conforme cu rețetarul pe care ni l-ai propus. Am adăugat șampania, astfel încât, de fapt, n-aș putea să spun, dar sună mult mai bine să-i spunem un sos de șampanie. Este, de fapt, un vin spumos, dar de o calitate mai bună. Consistența sosului trebuie să fie destul de fluidă, așa cum se vede. Trebuie să curgă ușor din lingură, dar în același timp trebuie să fie, să rămână pe farfurie, să nu se întindă. Cremșnitul are la bază un blat din foietaj subțire, dar crocant, o cremă delicioasă din ciocolată aromatizată cu rom, o altă foaie din foietaj, iar ultimul strat de cremă este o cremă de vanilie marmorată cu zmeură, continuând cu capacul pudrat ușor cu zahăr și, bineînțeles, înobilată cu sosul delicios. Putem să o mai adăugăm câteva, știu eu, fructe de zmeură pentru a înveseli farfuria și pentru a da o notă mai deosebită preparatului nostru de astăzi, pentru că, nu-i așa, este un cremeș mai special, nobil. Uneori suntem opriți pe stradă sau în magazine și ni se spune: da, bă, doamnă, du-ți ăla, e, bă, face la laborator, alea, normal că arată așa. Bineînțeles, da. Vlăduț le face, le trage în gheață și după aia vine, el are... Cum? El nu are o mașină nemțească mică ce se strică des. Nu, el are o navă spațială, cu ea vine. Vlăduț face lucrurile astea care arată exact ca în reviste, pe loc. Trebuie doar să ai un pic de îndemânare și să pui foarte mult drag în ceea ce faci, să nu arate ca o pleașcă formatul final. Mă rog, despre lucrurile astea vom mai vorbi noi când avem ocazia. Tot acolo vom...